abține. Ai auzit și tu? Vine Crăciunul. Au mai rămas două zile. Doar două zile până la Crăciun. Alina Sorescu alături de mine, dar și mai important, pentru că ei sunt vedetele noastre, Picii lui Soreasca. Bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă și care așteaptă Crăciunul și pe care noi în dimineața asta vrem să îi și colindăm. Colindăm, primesc exact. Cu colindul, Alex. Primim cu colindul. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și vă propun să ne încântați sufletele. Cântăm Moș Crăciun cu plete de albe, poate cei care ne ascultă cântă odată cu noi. Oriunde sunteți, în mașină, la serviciu, acasă. 2, 3 și Moș Crăciun cu plete de albe a sosit pe prinămeți și a felicitări, felicitări, îi salutăm și pe prietenii care sunt alături de noi pe Facebook. Să știți că suntem și într-o transmisiune live pe pagina de Facebook Europa FM. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ce noi mai cântăm? Noi ne bucurăm că te-am cunoscut la Târgul de Crăciun. Așa este, acolo, prima dată când v-am prezentat. Gazda evenimentului, noi, dacă ții bine minte, ne-am întâlnit în prima seară. Noi am deschis așa programul este, exact, oficial de acolo. Pentru noi, de atunci să știi că a fost o lună plină. Alex, am colindat peste tot, că doar suntem colindători profesioniști. Totul a culminat cu evenimentul pe care l-am avut recent la Ateneul Român, pe 20 decembrie, acum câteva zile, când și Picii au fost alături de mine la concertul caritabil de la Ateneul Român, pe care l-am inițiat, pe care l-am găzduit, unde am avut mulți invitați de seamă în frunte cu maestrul Gheorghe Zamfir. Am adunat fonduri pentru copii mai puțin norocoși, am cântat cu orchestră de data asta. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine ca artist, pentru ei, pentru Pici, să cânte pe o scenă atât de importantă. Și încheiem anul în stil mare. După ce am cântat în septembrie la Sala Palatului, în spectacolul Suflet de Copil, iată că am încheiat anul scena Ateneul. A fost chiar un an plin pentru mine și pentru Pici. Eu vă felicit și vă mulțumim tare mult pentru că ne transmiteți din energia voastră atât de frumoasă și pentru că alături de voi, într-adevăr, putem să intrăm în atmosfera Crăciunului. M-am îndrăgostit de prima dată când v-am ascultat atunci, apropo de Târgul de Crăciun, și aș vrea să-ți propun să mai cântăm. Să mai cântăm. Picilor, cântăm Astăzi s-a născut Hristos? Hai, împreună. 1, 2, 3 și... Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Și încă o dată? Lăudați și cântați și vă bucurați. Mititel în fășățel, în scutec de bumbăcel, lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul, vântul bate, nu-l răzbate, neaua ninge, nu-l atinge, lăudați și cântați și vă bucurați. Îngerașii au cântat, pe păstori au anunțat, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Ultima strofă. Și de-acum până în vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Și lăudați și cântați și vă bucurați. Felicitări, dragilor! Vă mulțumim foarte, foarte mult încă o dată! Vai ce frumos este! E o atmosferă senzațională aici. Mi-ar plăcea foarte mult și sper că reușim să transmitem pe frecvențele Europa FM emoția pe care ne-o transmit picii care sunt alături de noi. Copiii noștri, exact. Puritate și veselie și... ar fi minunat ca toți în perioada Sfintelor Sărbători de Crăciun să ne simțim din nou... copii. Pentru mine, cel puțin, e o bucurie să lucrez cu copii.
Vă anunț pe această cale că din ianuarie fac înscrieri pentru pici noi, așa că să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook în Alina Sorescu, vă zic simplu, o găsiți ușor, este foarte simplu. Alina, fii atentă, noi nu prea mai avem timp, dar nu mă pot abține, o să depășim un pic, asta este, o să mă cer de colegii, dar îți propun să mai avem un colind. Așa. Și apoi să mai prindem așa, poate un minuș un pic din piesa ta. Vreau să încheiem cu piesa Linei, Mersi, Moș Crăciun. Da, e un cântec de Crăciun foarte folosit de mulți la serbările copilor, la evenimente de Crăciun. Cântăm un pic din ea și după aceea o și auzim în forma ei originală, da? 2, 3, mersi și... Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat, chiar dacă acum e mai aglomerat, știi și tu cât de mult te-am așteptat. Mersi, Moș Crăciun, că nu ne-ai uitat. Crăciun fericit tuturor! Crăciun fericit, dragii mei! Haideți să aplaudăm cu toții ca să le transmite oamenilor și noi gândurile noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați petrecut această dimineață alături de mine pe frecvențele Europa FM în deșteptarea de iarnă. Dragii mei, Alina, dragi copii, vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Dragi părinți, vă salutăm și pe voi. Vă mulțumim noi pentru că mulți. Ați venit alături de copii. Suntem gașcă foarte mare în acest moment pe frecvențele Europa FM. Vă las cu un singur gând, să fie sărbători fericite, să fie Crăciun fericit și să fie mai multă blândețe. Să lăsăm un pic emoțiile acelea negative, supărările în spate și să ne concentrăm doar pe ce este important, și anume bucuria de a trăi. Rămâneți pe frecvențele Europa FM.